dacă vrea să urce pe aici, dar ia să stai să vedeți căzătură în direct. Ai pus distanțieri. Da, uite, m-am pus portocalii. Mai plus. Așa că Doamne ajută să fiu un copil sănătos și foarte și frumos ca voi. Mari. Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog de une altundeva decât de la Bondrea, de la Casa Copilăriei. Oameni buni, se muncește cu drag și spor aici la placă, se pune fierul, fierul de 10, se leagă, este domn Florin acolo pe poziție. Băieții aici vin cu el, fier de 10, o să vină plată de 8. Da. Dar de ce li se părea, domn Florin, sau de ce li s-ar părea că ar fi fier puțin? Dacă proiectantul spune așa. Întrebarea asta ai putea să le pui lor, oamenilor. Lor ai putea să le pui. De ce li se pare lor că e fier puțin? Dacă nu avem fier de 10 și fier de 8, a? Adică cât să bagi până la urmă? Să bagi de 18, probabil, de... Lor li se pare că facem bloc aici. Noi nu știm, știi? Da, și asta adevărat. Se văd de cu 30 milioane aia cu viteză. Dacă și tu zici că e suficient, atunci ce să mai... Dom'le, e suficient. Este suficient. 100% este suficient. Dacă nu era suficient, nu turnam, nu? Clar. Și plasele alea tot așa vin pe camere? Cum s-au montat jos. Aha, aha. Deci nu vine peste grindă, nu? Peste grindă, aici vine, domnule. Aha, vine peste grindă. Peste grindă, acum vine... se unește cu totul. Cu totul, aha. Da, numai că... Și just trasele am urmă. Ba, ba. 10 cm. A venit din capul ăla până în partea asta, nu? Aici se pot suprapune una cu cean, deci nu vom tăia din el. Nu am înțeles. Ia, avem un om ambițios aici, adică vrea să urce pe aici, dar ia, stai să vedeți căzătură în direct. Ia. Vrei să caz? Eu nu vreau să caz, Doamne ferește. Încă nu. Ia. Ia să te văd. Ia. Da, l-am văzut. Da. S-au urcat, doamne. Ferească Dumnezeu. Mai zi ceva. Hai, fă-și pagatul. Vrei să-ți fac poza aici pe... Hai, vrei să faci pagatul? Ha? Vrei să faci pagatul? Da, să nu mai... Stai bine, a? Da. Mergi prima dată, m-am urcat și aici, sus. Că până acum numai tu ai fost. Doamne, bine că te-ai urcat și așa mi-era lene până acum să stau să mă urcă de fiecare dată. Păi acum ziceam că nu pot. Dacă am telefon de luat, dacă am ceva de luat de aici. Acum mi-am pus ambiția. Vrei să-ți dau să faci ceva? Ia vin încoa, hai să-ți dau distanțierele astea. Să nu mai zici că tu nu faci nimic. Cum adică eu nu fac nimic? Ia vei antena aici. Da, ai zis că au patru părți. Toate astea? Nu sună bine? Măcar partea asta aici. Uite, vezi? Le pui cu partea mare. Partea cea mai groasă. Asta e de 10. Așa. Uite așa. Păi, dar să vină toate la același nivel. Cam toate la același nivel, deci cam pe aici, vezi? Uite așa frumos, le iei. Ca să țină fierul în sus. După aia să nu ne cer bani. Ca la scădem din... Da. Dar Florin e pățit. Păi da, e. Da, păi da, da. Vezi că cu coana aia de la Craiova așa a zis ultima. Vezi că poate vede pe vlog acum. Dar nu vedem noi asta de vorbă, nu mințim. Asta e adevărul. Vrei să le spunem oamenilor? Ce? A, ăsta cu Florin? Da, ce s-a întâmplat? Vrei, Florin, să le spunem? S-a dus Florin la Ulu. Dar lasă-l povestească el, că vrei să ne povestești tu? Uite, exact cum Elena, vezi? Aha. Da, voia bunăvoința ca să ne pună ăștia acolo, așa și fata aia, nu putem să zicem că nu... Stai! Așa.
Da. Așa. Exact, uite cum face Elena lucrurile astea, vezi? Și acum, la sfârșit, când a fost, am avut o mică divergență cu o anumită sumă de bani, înțelegi? La care zice, păi da, da, așa pot să zic eu, că și eu v-am ajutat. Uh-huh. Adică, practic, vreau să o plătim și pe ea, știi, că ne-a ajutat. Mai, nu mi s-a părut nu normal. Nu e la fel. Da, eu țin cu casa. Și alta tot la fel. Ne-a ajutat fiul să-l ai în curte, puneam niște pavele. A, ai mai fost una? Două. A, eu știam de una. Și acum, fiind în curte la el acolo, fiul să m-a ajutat și el, știi? Și ce, când a fost ultima oară la bănuț, zice, păi, pe fiul nu-l plătiți? Nu mă cinc curte la asta, mă muci la mine. Ei, acum, câți au fost? Doi? Doi. Ei, o să fie al treilea. Dar al treilea e cu noroc, pe mine m-aș plăti. Pe tine te plătesc eu, gata. Hai, te vezi că te descurci. Da, am amurdărit pe mânuță, da. Păi de-aia mânușile. E, da, am început deja. Dar du-și tu până la cap acolo și gata. Oricum am amurdărit, da, ce că e ușor. Te descurci? Da. Gata. Gata reducere. Gata reducere 50 de milioane. Cine aude zice că așa este? Ia uite ce frumos se văd razele soarelui acolo. Ce mișto. Ia uitați-vă. Foarte frumos. Ia să vezi ce apusuri o să fie aici. Nici azi nu l-am prins, aseară la fel. De la balconul ăla pe care l-ai făcut mai mare decât trebuia, fără să mă întrebi. Ăla de 1,10 m? Da, da. Care trebuia să fie de 1 m fix, să fie 1,10 m. Și pe mine nu m-a întrebat nimeni. La balconul ăla ai făcut cu un scop. Da, las scopurile tale. Nu-mi plac scopurile tale. I-am zis că eu-l vreau mai mare, că poate nu terminăm băile și vreau să mă piși direct de acolo. Când a auzit, știi ce față a făcut? Ce tu, dacă o să faci vreodată asta? Ia zi-mi sigur. Nu mai zic acum nimica. Andrei și-o vedea dacă o să faci. Dacă o să fac? Vedem pe parcurs. Ce cotaie. E nici chiar. Bă, greu de glumim oameni buni, dar uite, ușor, ușor prinde forma aici. Vine fier după fier, fer după fer. Eu mă învârt pe aici, sperăm să nu rupem folia. Că pe acolo merge, dar cred că mai bine așa calci decât pe ele. Nu știu, mai prinde. Da. Da, vine mai bine așa. Da, n-ai zis să calci pe aici. Mai pus și spate, zici? Uh-huh. E bine cu distanțierele astea. Dar pune toată lumea. Frică, că mă apucă. Nu pune toată lumea. Unii pun, unii nu, a? Dar îți prinde fierul, poate să ți se vadă... Nu mai fac din fier, știi? Sau pietre. Da, dar nu, dar asta nu poți pune pietre aici. Nu e ca la talpă. Deci uite-te și tu ce mișto se vede soarele. Uite-te acolo. Mm-hmm. Uite ce, uite și pe el. Cum e să razele, zic că acum se păboară. Foarte tare. Dați-ne un like pentru apusul ăsta. Spectaculos. Mirific, magic. Mirific. Cum zici tu că ești? Superb? Superb. Superb. Eu nu sunt frumos, sunt superb. Da. Când îi zic că e frumos, îmi zice că nu, eu nu sunt frumos, eu sunt superb. Excuse me. Uite, vezi, ai pus distanțieri. Da, uite, v-am făcut portocalii. Ușor, ne apropiem de final cu fierul. Cum mai le zic cu finalul, că ne iaște la înjurături? Mai avem fier de băgat cu putere. Iar ne ia și bagă și-ar vrea. Da, da, așa e? Ne mai zic cu finalul, că așa de tere, de la asta vine fierul. Păi, Florine, mai este plasa aia de 4, nu? Da, lume. Avem plasa de 4. Vorbim aici, mai venim cu alte bucăți. Plasa de 4.
Hai, mă, zic că ai luat-o și tu după mine. E de 8 oameni buni, era o glumă. Băgăm călăriți acum la grinda asta, vezi? Porim călile de aici în partea asta. Deci, până la urmă, balconul a tot de 1 și 10. Bine, o să le țin închise, am în două ușile. Vezi că să-l faci 10 metri. Nu mai protecționăm. Nu. E prea târziu, vine balustrada, vine ălea, o să-ți rămână un metru. Păi nu vine balustradă? Păi nu închide ușile. Și după aia cum vrei să treci? Sunt ușile închise și cheia au înghit. Și nu mai nimic ca n-asta e accesul pe balcon. Pe balcon? Da. Vezi că e pe toate camerele balconul. E din cap în cap. Unde? Balconul e din cap în cap. Păi da, și? Păi ai tu ai două ieșiri pe balcon. Așa. Și le mănânci amândouă. Păi da. Și prin aer intru cu drona. Da, dar nu poți să te piși cu drona. Mamă, dar da, ce miros vine. Ăla e și răzmucări în afară. De ce? Da, vine acest miros. Nu știu. Băi, ăla mărtăciune. Cine a murit? Nu știu. Da. Cu vecin pe aici. Îi dăm un colo la capul. Probabil. Ia uite, vede și voi, ăla e chinuit. Chinuial aici. Nu vrei să te țin? Vezi că poți? Ce vulme ești. Că nu poți să mă dau. Păi, dar mi-am pus ambiția. Am zis, dacă cad măcar să cad singur, dă-mi cartela. Da. Să-mi dai și mie trepiedul ăla, să le arăt oamenilor. Omurilor. Omurilor. Imediat o să vă arăt aici. Băi, deci apus frumos avem. E un apus superb. Mamă, și peste asta mai vine iar plasă? Peste asta de balcon aici? Ce? Asta ține deja cu ce e aici. Pe filmare, știi care e treaba? Pe filmare li se pare că fierul este mult prea subțire, de-aia zic. Se poate, nu. Dar le-am explicat. Ne-a spus de care că avem 8 și 10. Fierul da. 8 și 10. Și plus grinzile astea, uitați-vă cum sunt. Cine vrea să înțeleagă, înțelege, cine nu, nu înțelege. Și tu vrei să te urci iară? Nu te mai urci? Hai. Hai, vino cu asta. Hai, mergi. Vino aici, repede. Să ne apucăm cu setul meu de la capul ăsta. Deci acum vine STM-ul de 8. Ia uite și voi la aia ce faci. Ia uite-ți. Ce faci, fată? Bine. Nu-i loc hârnați pentru grătăși? Ce faci? Da. 2. Pe 1, 2 cred că era punga aia plină, văd că deja e... Are pui! Păi și dai hârnații pentru grătar. Da. Uite atâta, gata, 3. Pe la cât aia, aia e cât un hârnat de la, tu crezi că poate să mănânci asta 3 hârnați? Ia taci că se sperie. Bă, dar n-am văzut-o mai milos așa. Cum vede un animal, nu mai contează, că ai luat de grătar, că ai luat... Așa, dă-i toți ca să fie treaba, păi da, te încurci cu... Te încurci tu cu... Măcar să mănânci o masă ca lumea. Păi da, ce să te încurci tu cu 1, 2, 2, toți să-i mănânce, nu? Ia uite. Dar care pui? Ia uite așa și voi. Te-ai bine acum. Nici nu știi să mănânci un cărnaț. Deci mândră de fapt, tata, da? Tu nu? De acum încolo pun lacăt pe ladă. Hai, lasă, că mai avem. Bă, oameni buni, ați văzut pe repede înainte, am cărat plasa cu băieții, au mai venit doi băieți, ne-au ajutat,
Ia uitați-vă cam cum arată aici, să mai zică cineva că nu este fier. Și stâlpii nu o să rămână așa, o să vină prelungiți. O să vină prelungiți din cam cât, domn Florin, cam cu cât ne ridicăm cu stâlpi? Un metru, domnule. Un metru, nu? Deci o să vină fier. Ia uitați-vă și voi. Pe lângă plasa asta dublă, avem și fier de 10. Da, e gata, a terminat, e legată toată, nu? Da. Să le mai spunem oamenilor aici că am băgat STM-ul de 8, am băgat fier de 10. Ce le putem spune? Ca să știe exact despre ce e vorba. Ce? Avem STM de 8 și fier de 10 din 20 în 20 de centimetri. Plus că picioarele astea, adică stâlpeștea, o să se prelungească ca să nu se înțeleagă că rămân așa. Elena, îi dăm continuare acolo, uitați-vă la ea. Ia uitați-vă la ea ce... Este... Ce pentru că noi când am făcut stâlpii, o bară are 12 metri, înțelegi? Da. Bara se taie la 3 metri, domnule, exact. Deci o bară de aia să facem un stâlp. Înțelegi? De aia sunt făcut la 3 metri. Da, hai să le explicăm gestura care zicea că de ce n-am făcut stâlpii dintr-o bucată de sus până jos. Păi nu se poate, domnule, în primul rând. Nu se poate. Cine poate, de exemplu, cum avem noi adâncimea de jos de 1 metru și cu stâlpii de 3 metri la 4 metri înălțime, cum stau stâlpii? Cum îi fixe? Da. Nu e logic. Da, lasă unii să zică ce vor. Deci aici s-a făcut, nici nu mai intră betonul prin ce este aici. Avem bun fier ca asta, masiv așa. Elena, n-ai mai obosit? Nu. Uitați-vă și voi, n-are stare deloc, n-are stare. Așa. Stau în casă, m-am săturat. Dar mai bine vii și le sârmă, nu? Da. Of. Oameni buni, ne mutăm jos la băieți aici la scară. A venit deja căldura, a venit caniculaia, e deja 1 și ceva, 2, nu vă imaginați cam ce soare este. Și o să trebuiască, cred că în vlogul viitor, care o să cam fie ultimul vlog, cred eu, când turnăm placa, după care o să trebuiască să așteptăm să întărească vreo 200 de zile. Și ce să zic, e o căldură de nu vă imaginați. De nu vă imaginați, pe celea nu, să nu le lași în sus așa, că alea o să le iei în picioare. Așa că... Așa că o să coborâm jos, că ne efectiv te coci aici. Te coci de cald. Așa că, Elena, hai să vă arăt și partea asta cu balconul. Aici s-a întărit pentru că balconul ăsta e un metru ieșit. Adică e 1 și 10, dar o să ne cam rămână cu balustrada acolo, o să ne rămână un metru și un pic. Ia uitați aici. Este fier de 10 la 10 cm plus plasă de asta de 8 dublă. Deci imaginați-vă cam ce fier este aici. Ce nebunie de fier. Plus grinzile astea care sunt câte 4 pe fiecare asta, 4 sus, 4 jos. Așa că este nebunia după lume ce este aici. Ce zici, fată? Cum ți se nu pare sus aici? E cald. E cald de moarte. Foarte cald, da. Așa că o să trăiască fierul ăsta legat mai bine, că poate vine vântul mai tare și îl ia de aici. De ce te uiți? Adică nu l-am legat bine. Ba da, e legat bine. Mai ai de legat? Nu mai am. Hai să ne mutăm jos la băieții acolo. Și haide să mergem jos la zid, să scriem numele celor... Deci eu am văzut 3 mesaje, cele mai frumoase mesaje. Hai să le spunem oamenilor despre ce e vorba. Uite-te aici, te mai... Unde te duci? Mă duc la zid. Tratezi cu spatele. Deci, oameni buni, în vlogurile trecute ați văzut care lasă cele mai frumoase mesaje. O să le scriem pe zidul plângerii, zidul care a căzut. Da. Așadar, și vlogul ăsta avem o provocare pentru voi. Tot așa facem cu cele mai frumoase mesaje? Da. Deci, mereu, în fiecare vlog, va fi scris numele
celui care lasă cel mai frumos comentariu. Gen, voi să scrieți mereu, mereu, mereu și noi alegem. Deci, cu alte cuvinte, noi vă provocăm care lasă cele mai frumoase comentarii. O să stea cu noi în casă, o să aibă numele scris pe cărămizile noastre. Exact, o să stea cu noi tot timpul, pentru că este un proces foarte îndelungat. Totuși face o casă și este o casă destul de mare, după cum vedeți. Avem destule cărămizi. Avem destule cărămizi pentru toată lumea, dar în special pe zidul ăla. Zidul ăla este... Da, doar pe ăla. O să scriem, sunt 60 de cărămizi, de 60 pe... de nume. Nu, sunt 60 pe o parte, 60 pe o parte. Că putem să scriem și pe partea cealaltă. Ah, da, bravo. Da. Deci adică 120 de mesaje, deci fiecare comentariu care o să fie cel mai frumos. Dar cele mai frumoase, cele mai așa care ți ajung la suflet, nu vai, sunteți de frumoși sau chestii da, de da, astea. Da, da, astea alea așa sentimentale, dar o să le citim. O să le citim imediat din vlog. Da. Hai să scriem le și citim. Hai să mergem jos, să, să le arătăm oamenilor. Ei, și am ajuns aici la celebrul zid al plângerii, cum ne place nouă să-i spunem. Bă, oameni buni, am ales din vlogul, cum se numea vlogul? Cofrum. Adică ei cum să vadă vlogul ăsta, să fie cu câteva vloguri în spate. Noi de la vlogul ăsta ne propunem ca să umplem YouTube-ul de mesaje pozitive, de mesaje frumoase, așa că de acum start. Start. Și într-un final vreau să vă zic că după ce o să scriem pe fiecare cărămidă toate mesajele frumoase, la sfârșit o să ne uităm la fiecare. Vrei să scrii și mesajul, nu? Sau... Și mesajul sau doar numele? Eu a zice să scrii și numele și mesajul. Ok. O să dureze ceva, dar... O să dureze, da. Nu e nici... Nu filmez când scriu gen și mesajul, când dureze. Da. Nu știi ce o să facem. Mă gândesc că la sfârșit, după ce am scris toate mesajele frumoase pe fiecare cărămidă, inclusiv numele celui care l-a trimis, l-a lăsat acolo în comentarii, să alegem unul după tot zidul. Zidul are, nu știu, 50 sau 60 de cărămizi. 60 de cărămizi. O să facem și pe partea asta și pe partea cealaltă. Adică 120. Adică 120 de mesaje. O să alegem și numele fiecăruia. Adică cu ocazia asta vreau să scot ce este mai bun din voi și să nu mai vedem nici comentarii răutăcioase. Cu siguranță că o să mai fie și răutăcioase, dar noi pe alea nu le băgăm în seamă. Și vreau să umplem canalul de lucruri pozitive. Așa că de acum... Cele mai frumoase mesaje, lăsați-le în vlog aici jos, dați un like și distribuiți vlogul ăsta și noi o să ne uităm. Dacă l-ați distribuit, ați apreciat clipul și ați lăsat cel mai frumos comentariu, noi o să vă scriem numele pe fiecare cărămidă. Adică, cu alte cuvinte, o să faceți parte din casa noastră. Din casa noastră, din familia noastră. Așa că, ce frumos a sunat. Hai să... Care este primul comentariu? În ordine, mi se pare drăguț ăsta. Cică la acest zid cândva am sperat, apoi am muncit, apoi am plâns, după care am zâmbit și sperăm ca la final să povestim. Nu are rimă sau ceva, dar mesajul. Mesajul. Din vlogul ăsta am ales chiar 3 mesaje. 3 sau 4. 3 sau 4 mesaje. Da. Așa că hai să-i dăm bătaie cu primul mesaj. Deci pe ăsta îl cheamă Cosmin Călugăru. Cosmin Călugăru, hai. Da, el este. Cosmin Călugăru, am văzut că este și pe pagina de Facebook, am văzut că este... Da? L-ai văzut tu? Da, am văzut că îți ia apărarea. Dar hai să vedem cum îl încadrăm aici. Nu știu cum, eu aș vrea să fie pe toată cărămida, dar vezi că are și brizurile astea pe aici și e cam... Păi ce, fac o... Da, dar nu știu dacă o să-ți aibă loc mesajul să-l... Păi îl scriu dedesubt. Scuzați-mi scrisul. Da, nu mai contează. Eu sunt doar de steltă, nu scriu frumos. Așa, oameni buni, că o să vă arătăm imediat. Ia uite, fiecare comentariu... Voi lăsați-l aici și noi alegem care este cel mai frumos și care are legătură cu noi și cu casa și cu tot ce s-a întâmplat până acum aici, că majoritatea cred că știți povestea, cum a început și cum era aici în curte, cum nu puteai să intri de pom și de astea. Noi am înviat locul ăsta după vreo 13-14 ani. Auzi, parcă vezi că sunt așa multe încât trebuie să mai cumpărăm marcare. Dacă o să fie atât de multe astea, eu zic că... O să-i băgăm pe toți în familie, nu? Păi da. Și o să... Așa, Cosmin Călugăru. Ai început să scrii mesajul, da? Da. Deci... Rău de mână, că... Da, acest zid. La acest zid, nu da. Păi ăla zici că e da. Îi lă! Vrei să scrii tu? Tu scrii ca doctorii, eu scriu frumos pe lângă tine. Cred că scriu mai bine ca tine. Ia, hai, ține!
Nu, hai, hai, ia și scrie. Deci fii atent, eu scriu pe statul, scriu pe următorul. Na, de ia și scrie. Păi vezi? Nu se mai înțelege după aia, nu mai poți să mai știi. Nu mai înțelege mesajul. Hai, în timp ce o lăsăm pe Elena să scrie aici, să mergem pe la băieți să vedem ce se mai întâmplă. Până termine cu mesajul de scris, trebuie să-mi fac loc printre popii ăștia. Băieți aici lucrează la scară cu drag și spor. Dacă se termină, terminăm și scara azi. Eu zic că suntem înainte mult. Ideea care este? Că nu prea ne lasă vremea asta și ne e cam frică să turnăm placa, pentru că există riscul să crape. Domn Florin, astăzi facem scara. Da, da. Terminăm cu fierul. Asta voiam să zic, vezi că am și eu de ăștia. Păi de la tine sunt, uite, vezi? Numai ăsta are un capăt ăsta mai. E prost. Mai prost, s-a dus în aibă. Sunt bune, se intră mai... Sunt mai lungi. Așa, oameni buni, că mergem la Elena aici să vedem ce a mai făcut. Să vedem dacă a terminat primul mesaj. Primul mesaj este cum este, dar sunt trei mesaje care sunt... Patru sunt? Parcă așa. L-ai terminat de scris? Cu balada, dar balada e mare. Da, nu se înțelege. Dar scrie și tu mai mare. Că e cărămida a fiecăruia. Da, dar consumul mare, că și avem doar unul. Vrei să te trimit la magazin după marca? Și mai luăm și altele. Na, asta este. Scriem numele mare aici să se vadă. Că uite, ai scris acolo decât numele lui să vedem. Cosmin Călugărul să vedem mare. Bine. O să trebuiască câte un marker la fiecare. Asta este, nu-i stres. Ce nu facem noi pentru ei, dacă ei își fac din timpul lor câteva minute, da, să ne scrie un mesaj frumos. Putem să luăm și noi marcăre. Exact, asta zic. Acum îl caut pe următorul. Hai să-l vedem pe următorul. Uite, ne uităm exact în comentariile voastre, așa că toată lumea să lase comentarii jos, în josul vlogului, și noi o să vă citim toate comentariile și o să vă punem aici pe cărămidă. Cătălin Cristea. Așa. Mesaj pentru casă. În această casă totul reparăm, nu înlocuim și nu ne referim la materialele de construcții. Ce frumos e. Vezi? Deci reparăm totul în această casă. Nu și nu ne referim la materialele de construcții. Adică la noi. Da. E frumos asta, e profund așa. Da. Și este și scurt, nu este nici foarte lung. Așa. Așa, oameni buni, că terminăm și cu mesajul ăsta și revenim imediat. Gata și cu mesajul ăsta, scrie Cătălin Cristea, da? Mesaj. Cristea. Păi știu ce am zis. Da. Am zis Cristea. Mai citește tu odată că ai scris ăsta de doctor. Pentru... Mesaj pentru casă. În această casă totul reparăm, nu înlocuim și nu ne referim la materialele de construcții. Da. La materialele de construcții. Puteai să faci o inimioară aici. Păi da, ce? Nu fac acum? Așa. La fiecare faci. Da? Dar la fiecare să fie câte o inimioară. Și la ăla urmează la cu trei inimioare. Urmează, facem trei inimioare. Urmează cel mai frumos mesaj. Aveți două. Ăla urmează sau mai ai scris patru? Am scris patru. Unul e balada aia și cred că ăla urmează. Stai să caut. Așa. Deci balada aia chiar e maximă balada aia și da. O să ai un pic de scris acolo. Vai. Dar e tare rău de tot. E tare rău de tot. Cel mai frumos mesaj este... E pastat. Nu balada. Balada nu e cea mai frumoasă. E drăguț. E drăguță, da. Că de aia o scriem. Dar cel mai frumos e la către inimioare. Toate mesajele sunt frumoase, dar noi le-am luat pe cele care sunt mai diferite și cele care ne-am regăsit foarte mult. Pentru că noi aici, pe lângă faptul că am băgat bani, am pus și foarte mult suflet și punem foarte mult suflet în continuare. Și... Pe lângă faptul că punem foarte mult suflet în continuare, ați văzut și voi că după ce a căzut peretele ăsta, Elena a început să plângă, deci tot aici se investesc emoții, se investesc sentimente, se investesc, nici nu mai pomenim vorba despre bani, pentru că banii, na, vin și se duc, dar amintirile rămân. Hai să auzim. Marian Micu. Dar voi v-ați întrebat vreodată de ce pun eu trei inimioare la vlogurile voastre? Acum întrebui pe ei. Să lase ei acum comentarii să vedem de ce cred. Deci. Că omul ăsta pune trei comentarii. Deci. Până să zic. Trei comentarii sau trei inimioare? Trei inimioare. Trei inimioare.
Ia lăsați-ne în comentarii aici. Dacă știți de ce pune 3 inimioare de fiecare dată. Da, deci este o persoană care mereu comentează cu 3 inimioare. Mereu. Eu zic că s-au prins. Deci... Nu știu. Ai zice în continuarea? Zi, hai! Eu sunt sigur că deja a treia inimioară o să vină cât de curând printre voi. Așa că Doamne ajută să fiu un copil sănătos și foarte și frumos ca voi. Marian Nicu. Gata, scrie și pe lui și acum urmează cel mai... Mie îmi place mult de tot că este și amuzant următorul. Este o baladă. E balada... Cum se numea? Nu știu, stai. Balada meseriașului de la Bondra sau ceva. Parcă așa. Vi-l zicem imediat după ce scrie da. Și mesajul ăsta, revenim și vă spunem. Merge, domn Florin? Merge. Cofrați stâlpul, a? Da. Ia volă mucă, dacă. Domn Ionică, ești pregătit de pește? Am făcut și după vlogul ăsta. Sau de fapt o să mă gândesc dacă îl punem după ce terminăm cu casa aici sau între. O să facem o pescuială, deja ne ducem pe balta unde ați văzut că l-am nenorocit pe pește. Și o să facem vlog și de acolo. Să sperăm că de data asta o să avem același noroc și o să prindem numai dintre ea mari. Așa că... Mai ai de scris? Puțin. Mare Elena puțin de scris aici. Și după care vine mesajul ăla care este și amuzant, este și e tot ce trebuie. Așa că eu nu pot decât să vă încurajez pe toți să ne lăsați mesaje frumoase și toate mesajele o să vi le punem aici. O să stați cu noi în casă pe românește, ce atât am. Dar trebuia să scrii și tu de sus, de acolo. Nu așa, nu trebuie să mă duc cu un scaun. Are nimica. Când terminăm, mă urc și sus. Păi când termin, tocmai că o să se decofreze aici și o să da. Poți să scrii până sus. Dar acum scrie exact pe unde se poate scrie. Deci, oameni buni, condițiile sunt următoarele. Care lasă cel mai frumos mesaj, dă un like la vlog și dă o distribuire. Și bineînțeles, un comentariu cel mai frumos. Asta îi pun 3 inimioare. Pune 3 inimioare. O să îi punem numele exact aici. Și data viitoare promit că să o iau un marker dintre ăla care... Nu, luăm un set. Da, la București. Set? Da. Am toate cu... Ba da, am și roșu, am și... Nu ai. Cum nu ai? Păi eu am făcut curat. Și nu ai dat de ele? Nu. Da, înseamnă că nu mai am. Da, pe mine să oricum să nu mă întreb pe unde le-am pus, că nu le mai găsesc. Păi știu, de... Hai să auzim și mesajul ăla cu balada. Balada? Da. Constantin Mihailov. Balada meșterului Manole de la Bondrea, reinterpretată. Când Ion se odihnea, o furtună se pornea, de urâtă ce era, parabolice aducea. Dar în cale a întâlnit un perete negătit și pe loc l-a tăvălit. Elena în hohote plângea, dar Ion se tot gândea. Pe Elena deozidește, zidul se mai prăbușește. Nu mi-a plăcut asta, nu mi-a plăcut cum sună asta. Însă meșterii veniră, peretele îl reconstruiră, dar lui Ghiță i-a venit ca o temă să ne dea, nu una ca la școală, ci una mai specială, un mesaj noi să-i scriem de pățania prostească, peste ani să-și amintească. Sper ca... E de la băieți de acolo, tai cu flexul. Haide zi! Așa. Sper ca numele să-mi scrie nu așa jos pe temelie, cu litere cât o omidă pe un colț de cărămidă. Pese, Elena, corectează, te rog, pe unde am greșit. La bac am luat notă mică. Și n-ai cum îl cheamă? Constantin Mihailo. Deci domnul Constantin, mie mi-a plăcut cel mai mult ăsta, ca să fiu sincer. Elena a plăcut, ea este mai sentimental, așa este, cu astea, cu inimioarele. Mie mi-a plăcut ăla. Așa, cu 3 inimioare. Și uite, asta este antena respectivă, dați auzit, da, a dus-o vântul, ați văzut-o și voi. Așa, oameni buni, că vrem să nu mai vrem să încurajăm ură. Vrem să vedem mesaje pozitive, vrem să vedem oameni pozitivi care sunt alături de noi. Și noi apreciem tare mult pentru că din timpul vostru vă luați și ne scrieți niște mesaje superbe. Așa că așteptăm și vlogul ăsta, cele mai frumoase comentarii. Data viitoare promit că o să vin cu un vlog dintre ăla mare, care când trec pe aici să se vadă,
Să se vadă din dronă. Glumesc, să se vadă mare. Așa că hai să mergem pe la băi să vedem ce se mai întâmplă acolo la scară. O lăsăm pe Elena să termine balada, că este, e ceva de scris aici. Se mai aude câte o drujbă, se mai aude câte un flex, pentru că așa este pe șantier. N-avem ce să facem. Suntem aici, ne continuăm povestea, ne continuăm visul. Hai să mergem pe la băieți aici să vedem. Să vedem ce se mai întâmplă. Să vedem ce se mai întâmplă pe aici. O să vă las pe repede înainte cât o să lucreze băieții la scară și o să vedem imediat, în câteva secunde, o să vedem scara gata. Pentru ei în câteva ore, pentru voi în câteva secunde. You're a sweet girl, and you're looking so good in the sunrise, like a black pearl. Why you looking so good in the moonlight? Come to me, girl. Well, I'll be waiting for you from a long time. Don't be shy, girl. Hey, și ce merge pe căldura asta? Dacă pe o felie de lupeniță. Pepene. Se zice în Oltenia. Nu, e pepene. Să vedeți, sper să nu fie dintre la verde. Păi e verde. Păi nu, mă refer verde la interior. Ah. Eu zic că pe căldura asta, zic că băieții trebuie să bage o felie de pepene. Ia lăsați-i. La voi, bine, Moldova parcă se zice harbuz, nu? Da, eu zic pepene. Eu zic lubeniță. Ia să vedem cât de bine o să arate. Câte felii să tai? Nu știu. Tai el la început câte una și apoi dacă mai vor... Cât sunt ei? Sunt trei, ei nu? Sunt trei, cu noi doi, patru, cinci. Cinci, adică o jumătate de lubeniță. Ia să vedem, domnule. Ia să vedem ce avem noi aici. Trebuie să rămâne miez. Uh-huh. De la dulce zahăr. Uh-huh. Dar tu nu l-ai gustat când l-ai luat? Nu. Tata a tăiat un triunghi din el, știi, ca să-l guste. Nu, păi, dar cunosc. A, tu cunoști. A, cum ar veni, tata aia nu cunoaște. Tu te gândești că am crescut la dăbuleni? A, excuse me. Tu ești pepene, nu ești om. Cum e? Ia gust. Ia gust, să vezi cum e. Ia să-mi iau feliuța asta mică. E cea mai mică. Da, e mai mică decât restul. Și ce cu căprioara aia pe tine? Care căprioară? Aia pe tricou. E Bambi sau cum o cheamă? Pisicul ăla pe tine. Cum e? Dar e caldă. Nu știu. Ha? E bună? Este. Hai băieții! Hai! Uite, a rămas miez aici, dacă vrei miez. Dar nu-mi place că e dulce. Vrei pepeni? Nu-i prea dulce, gen. Știi? Da. Încă nu s-a răcit cum trebuia să se răcească. Da. Așa, oameni buni, că... Tu îți dai seama dacă l-ai băgat la ladă și nu s-a răcit și a stat o oră? Cât a stat? Îți dai seama, era fiert, cred că, mașina aia. Nu a stat o oră și încă nu s-a răcit cum trebuie. Nu te frigea la mâini când ai luat? Ba da, era cald rău, era. Așa că, oameni buni, că ne punem și noi să mâncăm și după care revenim cu ce mai este de făcut pe aici. Gata, domne, și scările, cică. Ia să vedem. Că și cum, domn Florin, le urc? Scările nu trebuie să aibă drepte. Ne urcăm cu căruciorul, a? Nu, nu. Pune, pune și una, pune. În 2024 ani se face. Da, da. Da? E rampă, nu-i scara. Asta e rampă. Domn Florin, dar... Eu am... Asta a fost acum. Se face în filul. Acum, cum e scândurile, vezi? Doar nu-i scândurile sunt alea de lateral, aici tot așa. Da? Asta e unghiul lor, știi? Asta e partea importantă. Îmi cheamă Florii, hai să vedeți scările. Unde-s scările? Le întrebați, ai vă trepte. Ia-ți vă pot. Treptele se fac ultima oară după ce se face fierul. Dați să-mi ia viteză. Hai. Treptele se fac după ce se face fierul. Gata, m-am uitat. Noi venim cu fierul de acolo, să băgăm bările de fier, să venim în partea, să ne ținem plasă, să se lege cu totul, cu centura, da.
cu grinzile, de fapt. Exact, ușor să nu te tai. Pantele. Uh-huh. Este unul, e lor. Asta era mai greu. Da. A venit scândură lateral. Spre frumate, din 27 în 27. Vine scândură așa, dreapta. Vine uh-huh. ciment, iar dreapta, iar ciment, iar dreapta. Uh-huh. Uh-huh. Asta e partea cu partea mai grea. Acum am putut să spargem un pic aici. Să prindem perete, nu? Da. Să intre o strălucime. Și în partea aia? Aici nu, în partea asta. Decât podul aici, aici unde stă, nu? Ele se susține de acolo greutatea. Vezi, vine aici, de aici se susține. Uh-huh. Bine, mergea și fără sportul asta aceea, da. Pentru... Păi da, zic, în caz de să îngrașe Elena. Deci? Da. Nu! Dacă este, o să luăm platformă. Hai că nu-s așa gras. Lift. Da, ne-am gândit. Dar ce ca seara îl pălisi că vrea lift? Aia, prea greu. Ia zi, prea aroganță. Nu, nu aroganță. Nu-ți dai seama că stai să urci, că urci, urci, adică te deschizi așa, să intri pentru 2,60 m înălțime. Ce-ar fi? Numai prostie. Numai prostie. De ce vezi seara pe internet în 10.000? Hai să facem. Păi cine mai are lift? Ai făcut la cineva până acum cu lift în casă? Ia zice, tu ești bolnav, ia zice. Mi-am văzut la unul pe TikTok și a pus lift în spatele casei, cum a zis. Dar merge în afară lift. Da, afară, afară aici. Nu ai nevoie de lift. Uciți-mă de căldura asta. Mamă, e, te ucide. Da, domn Ford. I-am prea frat, dar duci-vă pe mine. Dar e cel mai păcătos rumegușul ăla. Cea mai frumoasă senzație. Și ce urmează, domn Florin, acum? Ești curat ca lacrima. Tu nici mi-e telefon că nu mai pot mă dau jos. Dar cine te-a pus fata să te urci aici? Acum ne-am găsit spate cu alea puțină, zic? Și asta cu celălalt tem, a? Nu, domnule, putem cu o bărmașină atunci. Imediat îl spargem. Și faci mustă și ceva? Da. Bagi de 8 ceva, fier? De 8, fier de 8. Și ne apucăm să facem fierul și luni, dacă zic, să punem scândurile de atât. Și întărită lunea și gata. Da. Ce facem, domnul Florin? Să turnăm luni? Nu știu, decizia ta nu. Dacă chiar facem grun, îți rupe ochii până la urmă. Ia ascult, de exemplu, dacă ăla cu ciment zice că el nu și-a nicio responsabilitate, îți dai seama, nu-i nici atâta. E marfa lui până la urmă. Ia zic să așteptăm până mâine ca să afișezi vremea și de vineri, de vinerea viitoare. Poate putem vineri. Ia lăsați-ne în comentarii aici, voi ce ziceți, să în vlogul viitor să ne apucăm să turnăm placa. Păi ce o pui pe asta, pe Facebook sau pe TikTok? Asta, pe, asta pe YouTube. A, pe YouTube, da, crezi că pe Facebook. Că dacă o puneai pe Facebook, aveam. Aveam. Aveai prieteni acolo. Nu, prieteni. Aveam de spus de treia proaste, mă, prieteni. De treia proaste. Îți dai seama. Deci, mare... Ți-am zis părerea mea. Întrebăm un specialist în legătură cu ce. Dar nu ți-a răspuns doamna aia, nu ți-a zis nimic. Ba da, m-a sunat eu. Și ce ți-a zis? Cunata lui prietenul ăsta meu și a zis că se bagă un aditiv. De la care să nu se întărească imediat. Ăla e, nu? Da, da. Păi și am putem să vorbim cu ăsta, cu Ruță, să ne bage ăla. Sau să-l băgăm noi în betonieră. Mai sunat azi, ți-a zis că deja îi ia de tipul da. Legat. Adică că nu mai are ce să mai bage mai mult de atâta. O zic că rețeta de vară e alta, gen. Atunci, să sunt tu dacă. Se întâmplă ceva, fisurile, noi nu avem ce să facem, nu e vina noastră. Fierul e făcut, da, pe ce ești un beton acolo. Luăm, îl batem, înțelegi? Eu nu facem nimic beton. Faci, da? Ce măcar hai să stăm la umbră, că ne termină aici. Ca să fie toată lumea împăcată, comanzi cimentul, spui să-ți bagi aditivul ăla și așa și chem și testul. Și în caz de nu bagă, că trebuie ăla răspunde, că n-a fost cimentul cum trebuie. Da, și ce faci? Stai cu placa așa, toate să te judeci. Dacă măcar răspunde cineva. Păi da, dar nu știu cât timp și nu se știe. Probe, nebunii, toate ele și tu ai rămâi cu pagula. Da. Da, dar adică să răspunzi tu mai degrabă mai scoți. Ca și stai încurcat aici cu tot, îți dai seama ce înseamnă. Păi nu stai încurcat cu tot, cât și scoți banii de la ăla. Păi tu asta e pe Ioan de zile. Și? Da. Asta care e firmă mare are bani. Păi da, în loc să te apuci. Păi vrei să răspunzi tu? În loc să te apuci să faci în sus, să faci încolo, să termini. Păi tu te apuci. Mai aștepți. Nu aștepți. Mă refer că și dacă se întâmplă ceva, oricum poți să mergi înainte, doar că ai un țapi sfârșitor. Cum să mergi fata înainte dacă scrapă? Dărâm. Dărâm și faci iară? Da. Bă, dar pe noi chiar ne dau bani afară din casă, noi facem toată ziua lucrări și... Nu, că tu nu înțelegi. Păi nu înțeleg, la ce te referi? Mă refer că decât să răspunzi tu,
Uite-te aici. Nu mă uit, da, să răspund eu, să... Că, și dacă ți se crapă și răspunzi tu, și dacă ți se crapă și răspunde altul, mai degrabă scoți. Am înțeles. Am înțeles ce vrei să zici. A? Am înțeles ce vrei să zici. Da, hai afară, nu mai așa de mai. Așa, ce se mai întâmplă pe aici? Ce ați mai făcut? Păi asta nu am zis că se fac ultima dată? Păi am trebuit să le facem și acum, să știm și noi de ele. Hai că nu mai poți mai spune. Vine grosimea cimentului? Nu, dar cred că-l spune și pe aici. Care dacă? Grosimea 10, nu? 15. 15? Uite dumneavoastră, e grosimea cimentului. Aha, aha. Deci au... Toricelul Ionică, nu? Și aici ai spart ca să se prindă betonul și în care mi-ai dat? Da, mai spargem acolo. Frumos, ca să intre să aibă și susținere. Aha, aha. Așa, da? Nicu, lasă-i circularul, taică! Hai, lasă-i, taică, dujul. Și astea ultima dată le face, înainte să toarne betonul, sau alea se fac imediat? Le facem după ce facem fierul. Venim cu fierul, prima oară facem legătură, după care venim cu scândurile astea. Am înțeles acum. Și aici a venit cu plasă dintre aia? Și fier de 8. Și fier de 8, da? Și fier de 8. E un pic bătaie de cap la scările astea. Nu, nu, dar e. O să-l tăiem și pe acolo. E bine că acum vin toate turnate, tot odată. Asta la priză, altă treabă. Păi da? Hai de capul meu, uite-te și din fierul ăsta ce bate căldura. Așa. Cred și eu că ajunge atâta muncă de dimineață până seara, dimineață. Fii ușor de noi, ce zici? Da, domn Florin, așa e. Este muncă. Foarte mult. Foarte mult. Da. Nu face nimic. Nu mai. Ajunge pe ziua ta, ce să mai... Ce să mai... Ajunge... Este ca dracu că nu putem să turnăm și că, uitați-vă și voi, cu cât trece timpul, cu atât se face... Între scândurile astea se strâng de la soare. Și o să iesem ustăzi dintre alea, când se toarnă placa, dar n-avem ce să facem, că e lemnul verde. Asta este, ăsta care nu este verde și asta nu se distanțează foarte tare. Dar ăla care e verde, ia să vedeți aici, în special, e nenorocire ce este. Ia să vedeți și voi cum se... Ia uitați-vă. Nu mai e unul lângă altul. Pe partea asta, în față aici, ia uitați-vă. Am băgat spumă, am băgat ele, dar... Tot, lupt mare. Dar nu avem ce să facem, nu putem să turnăm pe căldurile astea. Și aici vă vedeți numele. Constantin, Mihailă, Marian, Micu sau Nicu, Cătălin, Cristea și Cosmin, Călugăru. Așa că nu uitați, cele mai frumoase mesaje o să fie scrise aici. Dar nu o să mai fie scrise așa, o să fie mare, să-ți sară în ochi cu marker dintre ăla. Așa că ne sufocăm de căldura asta, oameni buni, așa ceva. Au plecat băieții și Elena, da. Vii să mă ajuți un pic? Hai că iar s-a făcut deranj mare pe aici, dar nu-ți propun nimic ca să facem curat, că n-are rost. Îți propun să mă ajuți un pic să luăm ăstea de pescuit, adică ce îmi trebuie mie. Era o pungă cu monturile alea, dacă mai știi după unde le-ai cam pus. Aici. Cred că pe acolo. Ia să vedem. Alea-s toate de pește, nu? Ca să nu mergem pe baltă și să avem surprize. Știi ce o să trebuiască să fac? Să bag toate bateriile astea la încărcat. Ia ține puțin. Păi, astea sunt mulinetele, nu? Asta cred că ar trebui să le și băgăm la... Unde naiba sunt...
Ia să vedem. Ar trebui să golești BMW-ul mai întâi. Ce să fac? Golești BMW-ul. Deocamdată stai să-mi iau bateriile după aici. Asta dacă le găsesc, bineînțeles. Ei, mamă, știi că e de grea asta? Știu că eu am pus-o. Așa, oameni buni, că în vlogul viitor o să arăți vlog direct de la pescuit. Așa că astăzi azi, că am văzut ce s-a întâmplat pe aici. În vlogul ăsta o să organizez și eu puțin sculele pe aici, puțin el așa. Uite, aici cred că ar trebui să desfacem asta. Eu vreau vorba, mașina de aia nu e pe aici, să desfac mai repede. Asta? Nu, vor mașina, zici. Hai, că merge și așa. Eu de unde să știu ce e aia? Cum să știi ce este? Păi aia seamănă. Ce? Cobor mașină. Așa că dacă vrea cineva și este interesat și vrea să-și cumpere bărcuță, sau un avo model, cum îi spune fiecare, uite, când ai ridicat atunci, uite, asta a căzut. Știi, nu? Și aici avem... Ce avem noi aici? Aici este aia de încărcare. Miroase ceva urât. Aolo, ce ai făcut? Eu? A. Bă, pisicule. Ce ai făcut, pisicule? Pisic. A. M-ai terorizat toată noaptea și toată ziua. Nu mai pot, nu mai am păr în nas, a căzut. Cum să n-ai păr în nas? Doamne, pisic, vine din ce în ce mai urât. Nu e de la vremea asta, pune da, și cristalină. Da. Să băgăm astea la încărcat. Fiecare cu cel doar aici, de tu știu mai spate aici. Păi eu mă dau, dar trebuie să mă uit în camera din marșalier. Camera din balcon din marșalier, nu? Da, am uit. Așa, stai așa puțin. Ca să facem lucrurile exact așa cum trebuie. Ce te-ai bronzat, ai 7 culori pe tine. Da, deci, cred că în viața mea n-am. Și pe lângă bronzul ăsta m-am și niște rășină dintre asta care s-a lipit de mine. Și nu se ia. E lipitoare, adică? Nu mai contează acum, dar cu e încărcătorul ăla din priză, deci. Nu știu. Se pare că... E al nostru. Dacă e aici, clar, e al nostru, nu? Trebuie să băgăm. Astea sunt bateriile de la barcă, oameni buni, pentru cine nu știe. Ia să veniți să filmăm noi aproape aici. Băgăm ăsta prima dată. Așa. Și acum vine roșu, negru. Îl punem aici frumos și acum vin bateriile de la fiecare. Noi trebuie să le avem încărcate, că dacă mergem pe baltă, nu mai stai să le încarci acolo. Înțelegi? Ia. Ia să vedem. 10.75. Trebuie să se facă, le încărcăm pe toate, pe toate trei, să fie încărcate blană. Să pregătim toate sculele pentru pescuit, pentru că voi ați cerut vloguri de la pescuit, așa că o să vă mai facem. Deci nu mai putem de cald, au plecat și băieții ăștia că e jale. Vrei să mergem să le mai arătăm ce s-a întâmplat și ce s-a făcut azi? Că au terminat și cu scara de tot. Da, am văzut eu ce scara. Ai văzut ce scara? Eu mă așteptam să fie efectiv scara cu trepte, cu... Deci eu mă așteptam să văd scara efectiv cu trepte. Asta e rampă, nu-i scara. Vei fi atent. O să vină fierul. Și vine fierul exact pe ăsta, așa. Vai, să vină exact pe ăsta, știi? Și știu. O să vezi cum arată. Dar acum, știi ce? Te urci mult mai bine sus. De ce? E moarte de cald. Uite, desena flori în trepte. Vezi? Da, uite așa. Pac, pac. Sus n-am mai desenat, că nu mai poate fi blana. Da. Și aici a scobit ca să facă priză cu beton. Uh-huh. A dat cu picamărul ca să intre cimentul acolo. Da, și o să facă niște mustăți. Niște mustăți de fier care o să le scoată în coa, ca să se lege cu totul, știi? Uh-huh. Prinde contur totul. Dacă acum câteva luni totul era pe hârtie, se pare că acum totul prinde formă, nu? Da. Te gândeai că... Eu mă gândeam, tu nu prea te gândeai. Da, știi că eu sunt mai pesimist așa câteodată. Și optimist, dar mine e în funcție de stare.
Eu am nevoie de impulsul ăla, de șutul ăla în cur pe românești, știi? Dacă mi-ai zis... No, cu șutul în cur, cu frumosul! Dacă mi-ai zis că putem, că facem, că nu știu ce... Întoarcem pământul pe dos, nu? Eu zic că da. Ha? Eu zic că da. Deci ce părere ai? Cum ți se pare până acum că evoluează lucrurile? Am o părere foarte bună, eu vreau la zidul meu. Vrei la zidul plângerii acolo? Nu e zidul plângerii. Păi așteptăm mesaje. Deci în fiecare vlog de acum încolo, poate să fie vloguri în care... Nu punem niciunul, că nu e niciunul mișto. Nu e niciunul. Azi cum am pus 4, putem deci, să nu punem și niciunul. În vlogul de azi ați văzut 4 comentarii frumoase, le-am fixat și le-am pus pe toate pe perete acolo. În afară de faptul că o să le fixăm și primul comentariu aici și o să vă dea toți care, asta, care îl văd, vă dau toți like la el. Dar... Poate să fie vloguri care să fie mult mai mult decât 4, poate să fie vloguri care noi vrem să facem pe canalul ăsta să fie numai... Să fim zâne. Să fie numai frumos, să fie numai frumos, bine. Noi vrem să fim înconjurați de oameni care ne transferă pozitivitate, care ne transferă energia aia de care avem noi nevoie să mergem. Aia care zic urâtă și au vlog. Aia care zic chestii nașpa. Dar ce să-ți bați capul să-i dai vlog? Ăsti blocați din naștere, ce zic? Sunt blocați la cap. Aia nu se mai deblochează. Ce să-i mai blochezi? Hai să dăm o fugă pe la zid acolo și să mai vadă un pic despre ce este vorba. Deci, oameni buni, să nu ne mai înjurați pe ce este pe aici, că toți sunteți conștienți de faptul că este șantier pe aici. Dar, asta este, până nu se toarnă placa, până nu se fac lucrurile cum trebuie pe aici, nu avem ce să facem. Zidul meu care ție nu-ți place. Când ești sigur. Da, nu mai zic de zidul ăsta, că mie sincer nu-mi place. Da, dacă tu zici că pe hol aici o să vină... Păi dă frumos, că vine un dulap incorporat și o să ai direct vizibilitate mai mare, știi, decât să-ți sară dulapul ăla în ochi. Hai să vezi că e frumos. Da, dar intrând de aici în cameră... Așa, ce se întâmplă? Se pare că este mult prea... Mult prea? Prea mică cameră. Hai, da, foarte mică. Sau vezi poate... că sunt oameni care stau câte 7 într-o cameră de 2x2. Ce, cum e? Mami, eu nu-ți fac casă, îți fac palat. Faci palat? Casa este destul de mare pentru cei care încă nu știu proiectul. Asta este o cameră de oaspeți, ceea ce nu este foarte important asta de jos de aici. Noi o să stăm sus. Este o cameră de 16 metri pătrați. 16 sau 18? 16 sau 18, nu mai știu. Nu știu, sunt pe toate. Și este aia foarte luminoasă, aia cu geamul ăla foarte mare. Păi nu știu, degeaba le zici că nu știu la ce te referi. Păi o copiază living-ul. Da, are geamul cât e geamul ăla de la living. Deci copiază living-ul. Da, și mare ca living-ul. Imaginați-vă cam cât este de mare. A, vrei să stăm în aia sau vrei să stăm în aia cu balcon? Aia cu balcon e cea mai mică. E mai mică decât asta. Dar nu are perete de ăsta așa. Are dressing. Nu ne încurcă foarte tare dressing-ul. Da. Vom vedea până acolo mai este. Eu, mie îmi place să am de unde să-mi aleg, de aia facem. A, stăm o lună într-o cameră, o lună într-o cameră. Ca să nu ne plictisim niciodată, nu? Niciodată. Uite, este casa mai mare, niciodată nu te plictisești. Și o să zic că mulți am văzut și comentarii și ziceau, dom'le, dar de ce faci atâta casa, că nu mai este căsuța copilării. Bă, dacă stai să te gândești așa, nu e foarte mare casa, se pare unul, dar gândiți-vă că stau alții case de... 3-400 de metri pătrați și asta are 200 și un pic o să rămână util, deci gândiți-vă că stau în București într-un apartament cu 3 camere și nu ți ajunge ăla, ți-a rămas mic și nu m-am loc să arunc un mac și... Ai zis că dacă 3 camere nu ți ajung, poate 5 nu ți ajung, dacă nu ți ajung nici 5 faci bloc. Da, păi la ce fundație este aici, poți să faci bloc pe fundația asta. Da, acoperișul jos mai faci 3 etaje. Ce vreau să le mai zic oamenilor? Ne gândim la... Eu mă gândesc la curte deja. Ți-am zis să te gândești exact la pasul care urmează în momentul ăsta, adică...
placa, dar ai materialele cumpărate pentru placă, eu zic la acoperiș să te gândești. Trebuie fier? Da, dar ăla știi deja, adică n-ai de unde să alegi de la fier. Da, o să trebuiască să mai luăm vreo 40. Tu gândește-te la acoperiș. La acoperiș, da, trebuie să... La ce tablă pui, la ce culoare, la ce marcă, la ce de geam, unde iei. Avem veluxurile, da. Avem 4 veluxuri pentru cine nu știe pe proiect, dar nu știm cât să le facem de mari. Cu cât e mai mare, cu atât e mai luminos și cu atât e mai scump. Cât scrie pe proiect? Și un velux dintre ăla, simțem, este vreo 30 de milioane. 30 de milioane că sunt dintre alea cu 7 camere, de nu știu ce, bineînțeles. Cum adică 7 camere? Are 7 dormitoare? Nu, 7 camere dintre alea între geamuri, știi? Și alea sunt foarte bine izolate. Și antiglonț? Da, te gândești că acum nu mai sunt nici iernile care erau odată. Păi, îmi povestea mama e, săraca acum nu mai este, dar îmi povestea că erau zăpezile, cât gard erau. Mm. Da. Se gândea mama e vreodată că o să mai fac eu vreodată. Acum te vede și e mândră de tine. Ea e cea mai mândră. De noi. De noi. Mama ta și tata aia tău și mama aia mea și tata aia meu. Da, e dintre astea ca să nu ai plâns. Și vii lângă mine. Ca să vadă oamenii că eu... Că sunt ăla blei, că sunt ăla moale și că... Unde ești tu blei și moale? Dar ce? Fiecare are slăbiciuni, nu? Mai plus. Te ia și pe tine. Plângem amândoi? Nu că am și prostul la obicei să mă și gândesc când îmi zici, parcă și văd lucrurile că se întâmplă, știi? Mm-hmm. Dar noi suntem tari, noi mergem mai departe. N-ați văzut nimica, da? Mergem înainte. Acum, Ana, ați văzut, mai am găsit un perete. Dar vină că dacă tu vrei să plângi, hai la zidul plângerii. Dar dacă... nu că la zidul tău unde plânge, asta e camera mea. Fiecare plânge, tu plângi la zidul ăsta care nu-ți place, eu plâng la zidul ăla care s-a dărâmat. Fiecare cu zidul lui, cu locul lui de plâns. Îți mai alegi dacă mai vrei vreo cameră și te apucă plâns? Poți să duci în partea în living, că e mare acolo. Mă râdem, glumim, dar na. Râdem, glumim, plângem. Totul este... Era să zic totul legat de o poveste, dar de fapt nu e poveste, povestea mea de viață. Da. Pentru cine nu știe și cei care sunteți noi, căutați primul vlog să vedeți căsuța copilăriei după 13 ani, să vedeți exact cum era aici când am intrat prima dată și am venit cu prietenul meu din copilărie, cu Bibi și cu Toni și cu Mordeal. Și noi nu puteam să intrăm nici măcar în curte. Era nebunea după pământ ce era aici în grădină, ce era. Sau uite, poate să le pun niște imagini de atunci, să vezi? Da, pune-le. Tu editezi vlogul ăsta. Deci o nebunie, era nebunie și din ce mi-amintesc era februarie, dacă mi-aduc bine aminte. Și era nebunie aici, nu puteai să intri în curte, nu puteai să faci mare lucru. Dar să le pun? Să vă... Tu editezi vlogul dacă le pui. E un fragment. Da, să le punem măcar 5 minute să-și aducă aminte ce era aici, vezi tu să-l bate. Lasă că eu-l fac. Pentru că ești de foarte mult de muncă. Păi eu te-am aruncat-o pe tine. Hai de capul meu cu mine. Casa poporului să nu cred ochilor. Minune, uite vă ce frumusețe de palat. Păi nici regele Mihai n-a avut așa ceva. Și acolo vezi... Posibil să fi fost un bombardament ceva aici. Bă, uite aici, exact aici ce... seară de seară, mi-aduc aminte că stăteam aici pe băncuța asta foarte multe, foarte multe, foarte multe. De fapt, toți copiii eram pe aici pe stradă, aici pe băncuța asta ne petreceam. Asta e cea mai rămas din băncuță. Cea mai rămas din băncuță, da. Deci aici, pe fiecare seară, dar nu era pământul ăsta așa. Stăteam pe păturică aici. Bă, da, tu știi mai bine că aveai amintiri pe lângă stâlpul ăla pe acolo. Da. Hai să intru. Păi, dacă vreți să intrați pe aici, că da, păi pe aici cred păi că... asta nu se deschide. Da, păi poți să intri pe aici, Toni. Ca o fraților, din păcate... Cam aia. Cam așa arată lucrurile în momentul ăsta. Toni nu poate să intre pe aici, că n-ar. Voi sunteți mai supli, așa. Aici era groapa respectivă de care v-a zis Ionuț. Aici, da, s-a stupat, s-a...
Am ajuns și pe aici. Aici erau broștele țestoase. Uite, mă, Toni, știi că broșturile sunt bune, chitul e bun. Toni, fii atent. Geamurile sunt sparte. Băi, știi că vorbeam noi de antena aia de învârteam tot timp? Uite-o. E asta e? Asta e antena care umbră. Da, cu asta te vedeam noi pe tine. Cu asta ne uitam noi la tine când eram mici. Bă, bune? Serios. Parcă ai emoții. Și nu stătea afară și făcea așa cu ea. Bă, era pe casă. Avea o țeavă, lungă și învârteam. A, și învârteam de țeavă. Și învârteam din țeavă. Bă, deci incredibil. Istorie. Ce vorbești, băi? Să încercăm prin spate, să încercăm prin spate. Dar nu știu dacă am putea să intrăm în casă, băi, uite-te și tu cum hai arată. Hai să încercăm prin spate, să ne uităm pe acolo. Ia, hai, hai. Încercăm să o deschidem cumva, nu? Să, dacă nu putem. Ia, hai prin spate, pe acolo, să ne uităm. Ce zici, mai... e dezastru, nu? Eu. Aici încă mai stă un pic acoperișul, mai ține, dar e crăpat tot, să cadă. Să fim atenți să nu cadă cumva pe noi. Aici încă este... Ia, hai să vedem. Mamă, bă, dar ce e aici, zici că e... Ce? Dacă nu mai stă nimeni. De foarte mult. Aici se plimba vestitul. Asta e farfuria de care... De care mânca ghițe. Uite, scoi. Ai zis că mâncai scoi, vă? Da, mă, da. Tocmai ne-am adus aminte. Stăteam cu ghiță în interior. Și acolo, unde se vede gărdulețul ăla, deschidea ușa respectivă, arunca puțin grâu și intrau guguștucii. Și el din casă trăgea cu... Pentru că n-aveam atunci să mâncam guguștucii, da, mâncam da, porumbei, da. Mâncam... Aici e păturul unde era înainte. Ma. Dacă putem să intrăm în casă aici. Deci, da. Dacă te gândești să refaci ceva aici din partea mea, deci ai un nou negativ. Gândește-te cât de muncă este, nu mai uite pe spate și acolo. Ia uite, bă, în spate. O să filmez puțin aici în spate? Deci aici trebuie defrișat tot, e foarte mult, foarte mult de bătaie. Ce să faci aici? Deci aici nu. Păi voi ziceați că să faci aici. Dacă vrei să faci ceva, înseamnă să fii prea ambițios. Să scoți la lumină tot ăsta aici? Mă, ce să păi, a? Eu ce, păi ce ui pădure, ce să faci mă aici, ziceam să facem, ce să faci mă? Gândiți-vă că terenurile ăștia, deși e un teren foarte mare, nu valorează absolut nimic pentru zona noastră aici. În altă parte, dacă cineva avea, să nu zic București, să zic Craiova, să zic alt oraș mai micuț, dacă exista la cineva un teren ca ăsta, era de 10 de mii de euro, la noi este nesemnificativ. Uite, uite, mingea noastră, mingea noastră, ui, băi, ești nebun la cap. Mingea noastră, ne jucam cu ea. Bă, mingea asta, tu știi câți ani are, mă? Uite, au crescut mușchi pe ea. Bă, băiatul, ea... Deci, am bătut-o până i-a dat mușchi. I-a dat mușchi pe nas. Bă, și mărul ăsta îți mai aici aminte, bă, ce? Cablurile, bă. Cablurile de la antenă. Cablurile de la antenă. Bă, băiatul, deci, și cablurile de la antenă, stai. Uite, o am pe aici și salcâme, au crescut salcâme aici. Deci e un stejeriș până în spate acolo de mori. Da. Să scoți aici la lumină, să faci ceva. E, no, e spre imposibil, Toni. Ia uite, ia. Ia, păi de ce scoți aici lemne pentru vreo două ieri să încălziți? Da? Ia, hai să mergem mai în spate. Trebuie să refaci ceva aici, ai vrea să... Dar nu mai refac, bă, nimic aici, ce mai... Na, nu și are rostul. No. Sau merge, mă, eu știu. Ce să meargă, mă? Nu știu, mă, zic așa, dar ce să... Aici dacă bași tancurile, cum au venit rușii odată. Ce, uite-te și tu ce e aici. Sunt tare recunoscător dacă ne-ați dat un like la vlogul ăsta și, bineînțeles, comentarii la frumos, îl așteptăm cu drag. Băi, și știi ce? Sunt uimit că, uite, uitați-mi chestia asta. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care sunt alături de noi, vorbesc foarte frumos, ne încurajează și pe noi asta ne motivează să facem palat aici. Și când vezi că ești înconjurat de atâta... Nu mai vrei să faci casă, vrei să faci palat. Da, păi nu știți melodia aia? Când vezi că ești înconjurat de atâția oameni... Bă, și știi ce este trist? Că sunt mulți care nici măcar... Sunt practic necunoscuți. Adică, na, ei pe fiecare seară își dau drumul la televizor și stau cu noi, știi? Da. Și când vezi că... Te apreciază mai mult străinii decât prietenii. Am văzut eu acolo cine îți reacționează și cine nu. Hai și zice și mai multe, dar nu e caz. Și pentru mine contează foarte mult, oameni buni, că sunteți un număr din ce în ce mai mare și ne apreciați. Pentru că noi de fiecare dată când postăm vlogul, ne uităm peste comentarii, ne uităm peste părerile voastre, ținem cont de părerile voastre, bine, mai puțin despre celor care înjură, că atâta potii sunt limitați. Dar n-ai cum să nu, și mai vezi câte un comentariu dintr-o la și ți-o dă direct la curasul, n-ați văzut. Îi punem pe perete. Îi luăm și îi punem aici la zid. Și da, îi punem la zid, nu în sensul ăla rău, în sensul bun.
Adică, practic, o să facă parte din, din familia noastră aici, ce să zic. Și pentru cei care vă faceți membri, uite, mi-a trecut exact acum, prin cap, în momentul în care filmam, o să vă punem la loc de cinste aici, pentru cei care se fac membri. O să fac un zid, unde o să fac un tablou cu numele și poza fiecăruia. Pentru cei care se fac membri. A membri înseamnă că ne susține proiectul și înseamnă mai multe beneficii. Adică, pe lângă cei care vă uitați normal la vlog, cei care vă faceți membri înseamnă că ne susțin. Adică e o mică parte, 10 lei sau nu știu cât este să te faci membri. Asta pentru cine vrea, că noi nu obligăm pe nimeni. Dar ca să vă zic mai pe românește aici, este nevoie de foarte multă parte financiară și orice leuț aici ne ajută ca să ne îndeplinim visul pe românește. Și m-am gândit la chestia asta. Cine o să se facă membru, o să facem un peretele, o să zic, îi punem numele peretele abonaților. Dar de fapt noi n-avem abonați, mă, că nu-mi place cum sună chestia asta sau fani. Noi suntem prieteni, îmi place să zic. Cum ai tu grupul ăla, Prietenii lui Ionuț Ghiță? Da, am un grup pe Facebook, Prietenii lui Ionuț Ghiță, îl găsiți, suntem aproape 60.000 de oameni și acolo. Și acolo tot timpul interacționăm. Și mă gândeam acum că ar fi foarte frumos să facem un perete exact Prietenii lui Ionuț Ghiță și să fac un tablou. Gândește-te, de 10 lei îi fac și tablou, îi pun și numele, pun și pe perete. Deci nu cred că e vorba de 10 lei, că cred că costă mai mult tabloul ăla de-l faci decât... Dar cine ne apreciază și știe... Cred că ești pe minus. Și cred că ești pe minus, da. Păi da, îți face membru, dar nu face decât o lună. Da. Că 10 lei cumpărăm decât rama de sus. Nici aia. Ne susține până la finalul proiectului. Ce voiam să mai zic, că mi-am pierdut ideea. Sunt niște chestii care, uite, le trec acum pe filmare, întreg prin cap. Și ar fi interesant să creșteți odată cu noi. Dar pentru cine am mai făcut, ca să știe cam ce implică și ce costuri și ce... Dar pentru noi, dincolo de toate chestiile astea, că n-am, e importantă și partea financiară, ați văzut, noi facem totul aici, include sentimente, trăim tot ce se întâmplă aici. Ați văzut pe Elena în vlogurile trecute când a căzut peretele ăla, că plângea. Și... Suntem doi plângăcioși. Și totul se face aici cu sentimente, totul se face cu emoție, tot... Deci nu vă imaginați. Suflet, punem suflet. Dacă nu pui suflet în tot ce faci, nu o să reușești niciodată. Și cei care au făcut case sau care fac în momentul ăsta știe cam ce implică chestia asta. Așadar, mai buni, cele mai frumoase mesaje, o să pe cel mai frumos o să-l fixez. Auzi, și... parcă vezi că aia care te înjurau acum se apucă să scrie de-alea frumoase. Dar tu nu știi vorba aia că omul te și scuipă, te și linge cu aceeași gură. Ăla care te-a scuipat vine să facă poză cu tine când te vede pe drum. Da, unii da, unii ba. Noi, știi ce? Cine ne apreciază pentru că noi suntem sinceri. Eu nu vedeți la mine să se promoveze, să fiu ăla fit cu mușchi, să fiu... Eu sunt căs murdar, căs netuns, căs în voi în capul meu cum sunt. Sunt ca și voi, ca fiecare dintre voi care vă uitați la noi. Dar acum, na, ca și în viața de zi cu zi, nu pot să apreciez sau să-ți placă fața unui om, de-aia unii mă înjură, unii mă... Dar până la urmă, înseamnă că faci ceva dacă te înjură, înseamnă că i-ai atras atenția, nu? Da, în fine, am stat cu vlogul ăsta și de vorbă, v-am povestit în mare. Noi așteptăm cele mai frumoase comentarii ale voastre. Cel mai frumos o să fie fixat, o să fie fixat aici în vlogul ăsta. Și celelalte o să fie scrise pe perete. Și eu zic că pe celelalte care le-ai scris azi, să le luăm, să le refacem cu scris mai mare. Tu scrii! Tu scrii, ca pe mine mă doare mâna! Așadar, oameni buni, ăsta a fost vlogul. Ați văzut și cum a fost prima dată aici în curte. Era totul nebunie. Ați văzut vlogul cu Toni, cu Mordeală și cu Bibi, prietenul meu din copilărie, unde aici ne jucam. Și... ne vedem în vlogul următor, să sperăm că o să prindem pește. Și după care o să fină ultimul vlog cu placa. Adică ăla o să fie ultimul vlog după care dă luăm și noi o mică pauză în timp ce se întărește placa. Noi vă pupăm și vă salutăm de aici de la... Mândrea! La revedere!